nu merge cu fața spre viitor, cum se crede. El merge cu spatele și ca un vrăsar, știi, vezi, merge așa și ramează și vede trecutul, dar viitorul nu-l vede. Pe când dacă e la cârmă acestui vas unde lucrează, e unul acolo care din când în când se uită, atunci acela vede din când în când o invenție și asta este dezvoltarea. Nu trebuie să admirăm o mașină, un automobil sau un aeroplan sau așa ceva. Adevărul adevărat este să admirăm creierul care este capabil să-l creeră cu impactul. Acest creier, ce numim noi materia cinefie, este în mare cantitate în sarmă. Și ce simță e celălaltă. Și atunci am întreb dacă ne-am putea să considerăm această materia cinefie, adică gândirea noastră, așa fel încât ceilalți ritmi ajute în mod financiar, cumpărând ideile noastre, dar nu noi să plătim la alții transformări ideile românești. Cred în viitor și cred foarte mult în tineretul român.